Bine ați venit astăzi alături de noi la lansarea romanului Tărâmul Inocenței al Simonei Ferrante. Ne bucurăm că suntem împreună în acest moment frumos. Și voi începe prin a spune câteva lucruri despre prietenia mea literară și la distanță cu Simona Ferrante. Pot să spun că am început sub auspiciile iubirii pentru că ne-am cunoscut cu prilejul editării antologiei Neterminatele iubiri, unde Simona a avut un text foarte frumos care m-a impresionat și m-a emoționat deopotrivă. Și atunci am remarcat aproape imediat talentul ei și puterea de persoasiune a textului extraordinara documentare pe care a făcut-o pentru Doar o poveste, ceea ce a rezultat într-un text extrem de atrăgător, cu atât mai frumos cu cât se bazează pe o poveste adevărată, mi-a povestit Simona după aceea, extraordinar de impresionantă. Un lucru care rar se întâmplă în viață, povestea unui cuplu care de-a lungul vieții împărtășește iubire, încredere, stabilitate și care ulterior, spre sfârșitul vieții unuia dintre parteneri, realizează că mai sunt întrebări de pus, că mai sunt adevăruri nemărturisite, că mai sunt lucruri de rămurit. O poveste extraordinar de frumoasă, care a recomandat-o pe Simona, pentru mine cel puțin. Mărturisesc că până atunci nu citisem nimic din ce scrisese, asta și pentru că scrisese în franceză. Dar m-a convins că merită să întreținem această frumoasă prietenie literară, cum am spus, și să ne angrenăm împreună în alte proiecte. Romanul pe care îl lansăm astăzi, Tărâmul Inocenței, a apărut în franceză inițial. Nu l-am citit în franceză, am primit câteva review-uri de la prieteni care citesc franceză și care au fost impresionați de roman. Dar Simona mi-a făcut un mic rezumat. Și am fost convinsă că trebuie să continuăm colaborarea noastră. Așa că am început să lucrăm la forma în română a romanului. Simona este traducătoarea în română a acestei variante pe care am publicat-o. Și din nou am fost impresionată de structura acestui roman apare polițist. De ce? Pentru că... De ce spun aparent? Pentru că, deși avem un plot polițist, practic, ideea romanului este cu mult mai profundă. Este vorba despre încredere, despre stabilitate, despre familie, despre adevărul nespus la timp, despre importanța alegerilor pe care le facem în viață, ceea ce uneori ne costă familia, ne costă stabilitatea, ne costă viața întreagă, așa cum o știm. Pentru că în viață nimic nu este garantat, de pe o zi pe alta se poate întâmpla neprevăzutul și neprevăzutul poate să însemne sfârșitul. Trebuie să avem grijă să alegem întotdeauna așa cum ar trebui sau cum, conform normelor noastre morale, în ciuda faptului că pot surveni multe și neprevăzute surprize, că până la urmă asta este viața. Romanul începe cu o poveste care este extrem de frumoasă și de metaforică și practic sintetizează întregul spirit al poveștii în sine. Este vorba despre, nu vă spun foarte mult, doar ce m-a impresionat pe mine, este povestea gâștelor sălbatice. Motoul romanului este o poezie de Mary Oliver, Gâștele sălbatice, o poezie pe care întâmplător
o admiram de mult, am citit-o de nenumărate ori în toate limbile. Și este un moto al romanului, dar și al preambulului romanului, pentru că practic vâștele sălbatice reprezintă unitatea lumii, reprezintă ideea de apartenență, reprezintă fragilitatea care se poate solda în orice moment cu sfârșitul tuturor lucrurilor așa cum le știm. Practic, vâștele sălbatice sunt categoria de vietăți de pe lume care trebuie protejate. Vâștele sălbatice se tem de oameni, respectiv de vânători, și extrapolând această idee, vâștele sălbatice reprezintă oamenii care se tem de oameni. Oamenii se pot teme de oameni sau se pot teme de ei înșiși, adică de alegerile lor. Iar în acest roman, ideea de bază este că traumele transgeneraționale, traumele din familie se pot traduce în alegerile pe care le facem. Iar alegerile pe care le facem pot să însemne sfârșitul tuturor lucrurilor așa cum le știam, pierderea familiei, pierderea stabilității, pierderea prietenilor și practic orice alegere se dizolvă către o consecință pe care trebuie să ne asumăm și care nu e întotdeauna plăcută. Iar când aceste consecințe ale acțiunilor noastre reflectă inclusiv un ghinion sau o întâmplare nefericită care are ca subiect un copil, e cu atât mai tragic. Practic, romanul debutează cu această motivație, practic, a sa, răpirea unei fetițe, care, de fapt, are ca substrat mai multe lucruri complexe care îl privesc pe tatăl ei, care privesc ca alte personaje din carte și care, până la urmă, sunt o lecție despre cum facem lucrurile în viață și ce trebuie să facem ca lucrurile să fie bine. Cam toate poveștile cu fest frumoși, sfârșitul este pozitiv, nu? Deci, lucrurile converg către o concluzie bună, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Este un noroc că se întâmplă așa, mai ales că e vorba de un copil, mai ales că este vorba despre protejarea vâștelor sălbatice, care trebuie să fie cu noi ca o mantră, ca o expresie a purității și a fragilității lumii. Nu vă spun mai multe despre roman, pentru că vă îndemn să citiți. În orice caz, mie mi-a plăcut foarte mult. Acțiune foarte alertă, personajele sunt extrem de convingătoare și puternice. Și una peste alta, Simona a făcut o treabă extraordinar de bine, de bună, și o să vă povestească ea însăși despre cum i-a venit ideea acestui roman, ce anume a îndemnat-o să scrie, pentru că practic acțiunea se petrece sau, mă rog, are legătură cu lucrătorii din industria de sex. Și sunt tot felul de răsturnări de situație care îi obligă pe cei care sunt personajele principale ale romanului să acționeze conform principiilor și dilemelor lor morale, dar și conform practic toți vin din familii arhetipale și toți acționează conform unor anumitor comportamente care îi definesc, pentru că este important din ce familie venim, că este o familie armonioasă, e o familie disfuncțională, este important
bagajul acesta genetic cu care mergem mai departe în viață și care ne definește până la urmă alegerile. Sper să vă placă romanul Simonei. Eu sunt fericită că face parte din recent lansata colecție Violet și sper să ajungem la multe, multe, multe titluri în această colecție. Mă bucur, Simona, pentru încrederea de a fi acordat această șansă de a publica romanul tău. Și înainte de a-i da cuvântul scriitoarei Corina Ozon, vreau să-i mulțumesc Adei Badea, pe care mă bucur să o numesc prietena mea, pentru că de câte ori am nevoie de o copertă, o sun și întotdeauna ceea ce reușește să facă întrece cu mult orice imaginație, preimaginație posibilă. Îți mulțumesc pentru o altă copertă minunată și sper să colaborăm împreună cât mai mult timp, să ajungem la titlul 100 și să ne bucurăm, ce zic eu, 100, 1000, 2000 și să fim împreună cât mai mult timp pe drumul ăsta și editorial, nu doar personal. Da. Vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi și dau cuvântul Corinei Ozon. Mulțumesc! Eu vă salut din oprit și mă așez așa, mă simt mai bine când vorbesc, jos, parcă am fi la doamna profesoară la școală. Eu sunt foarte bucuroasă că astăzi lansăm acest roman, pentru că eu nu mă voi referi la aspectul narrativ, nici la conținut. Tocmai asta e să citească cei care o vor achiziționa, de carte vorbesc. Cartea aceasta marchează mai mult pentru mine decât o carte publicată. Este un marcaj al unei etape din relația mea cu Simona. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp din facultate. Sunt decenii, nu vă spun câte. Asta este în babă, ne asumăm. Dar atunci nu aveam... ea era cu un an mai mare, tot la franceză. Eu eram și eu la franceză, mai cu un an mai mică. Ea după aceea a plecat în Franța, eu am venit în București, drumurile noastre cumva s-au despărțit. Și ne-am reluat corespondența prin intermediul Facebook-ului, când ea a aflat de cărțile mele. Eu am publicat în 2014, uite, îmi fac pe spinarea ta reclamă. Și atunci a auzit, a achiziționat cărțile, ea este foarte implicată în Șampăriu, unde locuiește în acțiuni culturale, este președinta festivalului de primului roman. Un comitet de lectură. În limba română. Deci există un festival unde sunt primise cărți în fiecare an ale debutanților. Și condiția este să fie roman și ea face parte din acest comitet de câțiva ani. Și cum vă spuneam, sigur, vă dați seama, după atâția ani ne-am reunit, am descoperit că și ea scrie. A publicat în franceză, ea și-a făcut acolo propria editură pentru că e mai ușor. Sunt aceleași probleme ca și la noi editoriale. Și iată, după mult timp am avut niște evenimente împreună, s-au copt foarte frumos anul acesta, când mai mult ca niciodată, parcă am vrut să recuperăm toți anii pe care noi i-am pierdut, să spun așa, nu i-am mai, n-am mai comunicat. Referitor la carte, eu am citit romanul ei franceză Promes, un alt roman, altă factură, un ton autobiografic acolo. Când am văzut Tărâmul Inocenței, Terre Blanche în franceză, m-a surprins plăcut, pentru că l-am descoperit o altă fațetă a ei, aceea de investigatoare, ca să spun așa. Pentru că, așa cum spunea și Violeta, pe care o felicit cu ocazia aceasta pentru demersul colecției Violet, literatura contemporană, iată, debutează cu romanul Simonei. Așa cum spunea și ea, cartea este aparent polițistă, acolo sunt mai multe metafore ascunse. Iar ceea ce mi-a plăcut și cu asta vreau să închei, să o las pe Simona să vorbească mai mult, este că această carte mie mi se pare foarte universală. Adică ea poate în primul rând fi tradusă în orice limbă, dacă acțiunea se poate desfășura în orice țară, veți vedea de ce spun asta. Și mie mi se pare chestia asta un mare talent, pentru că gândiți-vă la romanele polițiste, nu Agatha Christie sau Sherlock Holmes, ele pot fi traduse și în contemporaneitate. Și asta e darul unui scriitor de a putea fi universal, de a nu se plia pe o anumită epocă istorică, socială. Și
faptul că ea a poziționat în Canada, sigur, e legat de gâște sălbatice, poate gâștele sălbatice acolo sunt o specie protejată, sunt multe legende și simboluri în Canada, acolo a plasat acțiunea, dar în același timp să știți că poate fi curvesitiv, vă dați seama, și ca intrigă și ca fir narrativ și personajele, cum spunea Violeta, care sunt bine conturate, pot, acțiunea poate avea loc în orice țară și în orice perioadă. Pentru că lucrători sexuali au fost întotdeauna din antichitate în coace, justițiari, acum polițistul zilelor noastre și așa mai departe. Vă mulțumesc mult că ați venit aici alături de Simona și acum o lăsăm pe ea să ne spună de ce a scris, de ce acest roman și să vă sau și întrebați ce doriți să întrebați. Vă mulțumesc în primul și în primul rând că ați venit, pentru că fără cititori putem păstra cărțile în sertare pentru noi și cartea nu poate prinde viață. Deci vă mulțumesc că sunteți aici cu noi. Vă mulțumesc din suflet Violetei Bolzea, care a avut încredere în vocea mea narrativă, să zic așa, și care a acceptat a acceptat să visăm împreună, ca să zic așa metaforic, acest vis și să transformăm o poveste scrisă pe hârtie într-un mesaj care ajunge la dumneavoastră și prin care putem să ne conectăm și în care poate să vă regăsiți sau poate să găsiți lucruri care să vă meargă la suflet și dumneavoastră. Mulțumesc din suflet Corinei Ozon, scriitoare Corina Ozon și prietenei și omului care este, pe care acum câțiva ani am contactat-o pe internet și am zis mulțumesc, Corina, că m-ai tentat. Pentru că mă îndrăgostisem de acest roman Tentații pe care îl citisem. În 2016, ca să și punctăm când am relat. Și de fapt așa am început să discutăm. Da. Pentru că spunea ea despre, fac o mică paranteză, despre festivalul primului roman, de fapt când am început să lucrez pentru acest festival împreună cu alte prietene colaboratoare românce din Chambéry, unde locuiesc, vroiam să creăm o asociație română, care nu s-a creat din motive, mă rog, de practice. Și ideea mea era ca primele acțiuni ale acestei asociații să fie invitația unor scriitori din România. Asta era prin 2013-2014 și s-a realizat această dorință pe care o aveam de atunci prin venirea Corinei la Chambéry anul acesta. Mulțumesc Adei Badea pentru că s-a conectat la universul meu sufletesc și literar. Trebuie să spunem că Ada a creat o lucrare special pentru această copertă, care ilustrează perfect spiritul cărții. Care este cu adevărat foarte sensibilă și care ilustrează perfect atât consecințele, mă rog, posibile ale cărții, fiecare are posibilitatea de a alege ce gândește după citirea unui roman, exact. Dar și partea sensibilă de la început, preambulul romanului cu povestea gâștelor sălbatice, care este absolut senzațională. Deci, au vorbit atât de multe și de interesant și de frumos despre carte, că, bineînțeles, rămân întotdeauna lucruri de spus, dar cred că ceea ce vreau să vă spun cel mai mult este de ce iubesc acest roman. Pentru că îl iubesc așa cum aș iubi, așa cum iubesc un copil care pleacă în lume și pe care îl prezint cu mândrie și cu plăcere, îi prezint talentele, așa cum ne referim la copiii noștri. Pentru că asta este un copil care își ia zborul și își va trăi de acum viața lui. Deci iubesc acest roman pentru că e un roman bun, pentru că l-aș citi și l-am recitit de mai multe ori, de o grămadă de ori pentru corectură și înainte și după aceea,
cu aceeași plăcere cu care citesc un roman care mă captivează. Pentru că este un roman alert, pentru că are personaje de care te atașezi, mai multe personaje care sunt puternice, nu numai unul principal, pentru că are mai multe povești, nu una singură liniară, pentru că am pus în el multe lucruri din care m-au preocupat în anii din urmă și, nu în ultimul rând, pentru că e tradus în română. Este pentru mine un act de iubire față de limba română și de spațiul acesta literar, traducerea lui. Țineam foarte mult și încă o dată mulțumesc, Viorica. Și este prima carte a ta tradusă în limba română. Da, este prima. Am scris două romane și mai multe cărți de povestiri și de povești pentru copii. Și acesta este al doilea roman pe care l-am scris, care a apărut în Franța anul trecut și pe care l-am tradus în română. Iubesc acest roman pentru că, așa cum spuneam, am pus în el foarte multe teme și personaje care m-au preocupat de ani de zile. Pentru ca să vă explic, trebuie să vă spun că am lucrat în ultimii 20 de ani alături de soțul meu, țineam un bar-restaurant în Chambéry, care s-a vândut acum câțiva ani. Și consider că pentru mine a fost cu adevărat o ocazie extraordinară să lucrez în anii aceștia în legătură cu publicul, pentru că am adunat, am cunoscut o grămadă de povești umane la care am fost martoră direct sau indirect, care mi s-au încredințat cu toată deschiderea, cu așa cum facem atunci când ne confesăm cuiva și ne deschidem sufletul. Inclusiv povestea Helga îi pornește din același context, o doamnă în vârstă de care are acum care mi-e tare dragă, cu care m-am rămas prietenă, care are 89 de ani și care venise în Chambéry cu soțul pentru a descoperi lucruri din trecutul soțului care îi se revelaseră în ultimii ani despre acesta. Ea a avut un accident și n-a mai putut să continue cercetările și mi-am integrat această poveste și am continuat cercetările pentru ea și am ajuns la niște adevăruri care au făcut-o să-și găsească liniștea sufletească. Deci în acești ani în care am lucrat la bar, am fost extrem de impresionată de impresionată de o anumită categorie de socială care era marginalizată, care este marginalizată, că suntem în Franța sau în România, de fapt nu numai de una, ci de aceste categorii sociale care sunt marginalizate pentru diverse motive. Una dintre ele este aceea a prostituatelor, corect ar trebui să spunem, a lucrătorilor și lucrătoarelor din domeniul sexului, dintre care am cunoscut câteva tinere fete cu care am interacționat în mod foarte direct, în mod foarte apropiat, de multe ori, cu care am discutat. Nu ne-am împrietenit neapărat pentru că e o relație între client și persoana care lucrează, dar de care m-am apropiat. Și ceea ce m-a impresionat este discrepanța aceasta enormă între cum sunt percepute aceste persoane și ceea ce sunt ele cu adevărat, adică mame, femei care se îndrăgostesc, persoane care au drame personale, care au probleme, care au nevoie de o dădată pentru a-și ține copiii când lucrează seara. Deci, o altă categorie este cea a homosexualilor și a lesbienelor. Am avut angajați, am avut
am prieteni din acest, din acest, din această categorie a, cu altă orientare sexuală, care sunt oameni minunați, oameni la fel de, de, de normali ca oricare dintre noi, fiecare cu viața, cu, cu, cu povestea lui personală. Discrepanța aceasta m-a, m-a urmărit mult timp și m-am gândit mult la, la subiectul acesta. De ce, de ce nucleul acesta al romanului pleacă de la, de la răpirea unui copil, pentru că aș fi putut lua un personaj care face parte din aceste categorii și să-i scriu povestea? Probabil pentru că e ceva și din, din istoria mea personală aici. De fapt, sâmburele romanului pleacă de la un vis pe care l-am visat într-o noapte și dimineața m-am trezit și m-am dus în cameră la fiica mea și am scris pe o hârtie și am păstrat ceea ce am scris câțiva ani.